Pacea Domnului tuturor! Dacă am putea să strângem pe cei mici lângă noi, să ne asigurăm că sunt lângă noi, și după povestirea lor, tot lângă noi să stea, așa cum ne-am rugat, am cerut prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru, haideți să creăm un mediu plăcut, vă invit de pe acum să închidem orice dispozitiv care ne poate distrage atenția în timpul serviciului. Vrem să spunem bun venit dacă avem pe mijlocul nostru pe cineva pentru prima dată, rugăm să ne spună numele și de unde vine. Poftim! Marius din Corp. Fiul... Nepot! Nu m-am cunoaște, da, scuzați! Da. Ne bucurăm că ești cu noi. Așa. Mulțumim că ești cu noi. Sper să te simți bine în mijlocul nostru. Mai avem pe cineva? Pentru prima dată? Poftiți! Doamna Elena, de unde sunteți? Din Arad. Ne bucurăm că sunteți... Așa, ne bucurăm că sunteți cu noi astăzi. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim. Mai avem pe cineva? Nu vrem să omitem pe cineva? Nu, suntem cu toții. Adineasă ați venit cu dânsa. Așa. Clara, mulțumim Domnul să vă binecuvânteze. Să vă simțiți bine în mijlocul nostru. Nu mai văd mâini ridicate? Da, deci noi suntem. Vrem să spunem bun venit și fratelui Jeff, el se ocupă cu tinerii pe Irish Mission. Pastor Jeff, we want to thank you that you choose to be with us today. O să-l ascultăm mai târziu. Dacă suntem pregătiți, vom da ascultare comentariilor pentru zecim și daruri. Acesta este Gabriel, un tată iubitor care, asemenea multor părinți, avea o durere în suflet. Cei trei copii ai săi se îndepărtaseră de Domnul. Locuia fiecare la casa lui și nu mai voiau să participe la serviciile divine. Spre disperarea lor, tata îi chema mereu la biserică și le vorbea cu insistență despre pericolul de a fi departe de Dumnezeu. Într-o zi, l-au rugat amabil pe tatăl lor să o încheie cu invitațiile. Continuând să se roage pentru fiii săi, i-a trecut prin minte următorul verset. Unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. A luat atunci o decizie îndrăzneață. În timpul unei întâlniri de familie, și-a informat copiii că le va da curs cererii și îi va lăsa în pace. Dar asta cu o condiție, să-și înapoieze zecimea și darurile. În mod surprinzător, aceștia au acceptat înțelegerea, gândindu-se că, în sfârșit, vor scăpa de insistențe. Dar, în timp, s-a întâmplat ceva extraordinar. Gabriel a avut bucuria să-i vadă din nou pe cei trei fii ai săi la biserică. În contextul zecimii, Ellen White spune că părinții au neglijat mult din datoria lor de a-i face pe copii să fie interesați de lucrarea lui Dumnezeu. În multe familii, copiii sunt neglijați ca și când ei ar fi niște ființe irresponsabile. Să încurajăm pe copiii noștri să-și înapoieze zecimea și darurile. Dacă vor avea comoara în ceruri, putem fi siguri că acolo le va fi și inima. Să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Colecta de astăzi este destinată bugetului misiunii pentru tineret. În timpul unei cântări de laudă la instrumente se face strângerea zecimilor și a darurilor.
Vă invit să ne ridicăm pentru o rugăciune. Părinte din ceruri, venim cu mulțumire și recunoștință pentru că azi am adus aici darul nostru la templu, binecuvântarea care tu ai revărsat-o spre noastră în săptămâna aceasta scurs. Îți mulțumim, Doamne. Te rugăm ca aceste daruri să fie direcționate acolo unde este mai multă nevoie de ele și învață-ne să fim recunoscători tot mai mult și mai mult ție și să fim cât mai darnici, Doamne, pentru lucrarea ta. Prin numele Lui Iisus te rugăm și îți mulțumim. Amen. Amen. Invităm pe cei mai mici dintre noi să vină aici în față. Fratele Jeff are pregătită povestirea pentru ei. Da? Copiii să vină aici în față. Everyone, I just want to start by saying you are very beautiful and you guys are very handsome. Okay? Oh, that's cute. Okay, cool. So I'm going to share with you a story of a small boy who said a prayer one evening. He went to his room after church and he knelt down and he said a prayer. God, I want to see heaven. I want to see heaven. And he prayed and he prayed. And one moment, he heard a voice. He said, okay, you want to see God, you want to see heaven, right? And the boy said, yeah, God, I want to see heaven. I want to see how heaven looks like. Is heaven is with chocolates or heaven with angels and music? I don't know. I want to see how heaven will look like. And God said, okay, I'm going to send you an angel. And the angel will take you and show you what is heaven. Okay, Sammy? Right. Yeah, that's right. So the angel came, took the boy, and he said, shh, we're going to go inside this room, and I'm going to show you what heaven looks like. The boy said, okay, angel, I'm going to be very quiet. I'm going to look into this house. And he came inside a house where there was love. There was parents. There were parents who were loving each other. They were taking care of the children. And the children were listening to the parents. And they had a beautiful meal. And they shared with their friends. And everyone was very happy and obedient and disciplined. And there was no tears. And the boy was kept on looking inside that room, and the angel said, watch carefully. And when the boy was watching the room, they were actually had a beautiful relationship between each other. And the angel whispered in the boy's ears and said, did you see this? This is how heaven will look like. Heaven is a place where the children respects one another, love one another, and care for each other, and share the things with one another, and said, this is the kingdom of heaven. And the boy said, okay, angel, thank you very much. And the angel went to God, and this is a story I want to share it with you.
You know, when Jesus was in this earth, he said, you know, the kingdom of heaven is within you. Which means that you can show what heaven is like with your parents. By smiling, by yes mommy, yes daddy, and being obedient. And parents, you being loving to your children and caring for them. And teaching what does it mean to share and to care. There is the kingdom of heaven within every one of us. Okay? So, I'm sorry if I don't meet your expectation of a very brilliant children's story. This is the story I have for you. Okay? I'm going to ask who wants to pray. Anyone wants to pray? Yeah? Okay, beautiful. Okay, we got three. Shall we give her a chance today? Yeah, next Sabbath, whoever is doing children's story, give her a chance. Okay, cool. Thank you, God, for this day. Thank you for our food. Thank you for the life you gave us. Amen. That's beautiful. Right. Guys, please go to your parents and say, take care. Dar cu câteva anunțuri scurte vom reține atenția. Programul nostru continuă, ca de obicei. În timpul săptămânii ne întâlnim cei care pot la grupele de rugăciune. Apoi vinerea seara pe Zoom, continuăm să ne vedem pe Zoom și în sabat dimineață. Sabatul viitor vom avea Sfânta Cină. Cu ocazia asta, n-am făcut-o data trecută la Sfânta Cină, dar cu ocazia asta vom avea masa de părtășie, așa că știm fiecare ce avem de făcut și totodată să ne pregătim pentru împărtășirea cu simbolurile sfinte. După, nu știu dacă se mai ține minte, dar este rândul bisericii noastre pentru a merge cu cărți în stradă. Astăzi la ora 3, pe Henry Street, ca de obicei, acolo va fi o grupă, cei care vor se pot alătura pentru a distribui hrana spirituală. Totodată ACS Youth în seara asta, la ora 8, cei care vor să vină și să ajute acolo. După serviciul divin, tinerii sunt așteptați câteva minute, 5, poate 10 minute, în camera de sus, împreună cu fratele Jeff, ca apoi să facem repetiție pentru cor. Vom sta tot așa vreo 15-20 de minute. Așa cum am anunțat mai înainte, să încercăm să păstrăm liniștea pentru a primi, pentru a înțelege cuvântul și să ne rugăm totodată pentru primirea cuvântului. Pastor Jeff, over to you. Before that, sorry, we have o cântare de grup. Worshipping the Savior King. Lead
Happy Sabbath, church. Sabat fericit, biserică. I don't know how much you are delighted to have me, but I'm delighted to be here more than you think. Nu știu cât de bucuros sunteți că sunt eu aici, dar eu mă bucur mai mult decât voi credeți să vă văd. I preach about 49 Saturdays in a year. Predic undeva 49 de sabate într-un an. And last 2 years I had 2 appointments to be here in this church to preach. Iar anul trecut am avut 2 ori am fost programat să vin aici să predic. But something more emergency came so I couldn't be here. Dar tot timpul a fost unele cazuri speciale și n-am putut să ajung. And I was waiting for this moment to spend the Sabbath with you. Și abia așteptam acest sabat să petrecem timp împreună. I supposed to be attending another event this morning, but I told them I cannot miss this church today. Trebuia să fiu în alt loc în această dimineață, dar le-am spus nu pot și de data aceasta să-i anulez. So I am very delighted to be here with you guys. Și mă bucur mult să fiu aici cu voi. You have amazing young people in this church. Aveți niște tineri minunați în această biserică. And very good leaders in this church too. Și niște lideri foarte buni. And though I don't understand the language, but I watch your live now and then. Cu toate că nu înțeleg limba voastră, din când în când vă privesc live. And I'm so impressed with your ministry in this community. Sunt foarte mândru de lucrarea voastră în această comunitate. And may God continue to bless you and use you to make this community feel this is a lighthouse of Jesus. Dumnezeu să continue să vă folosească ca o casă a rugăciunii în această comunitate. Let's pray as I'm going to preach. Să ne rugăm. Father in heaven, Tată din cer, we thank you, dear Lord, for this time. Îți mulțumim pentru acest timp. There are many of us here. Sunt multe lucruri aici. Came here to worship you. Am venit să ne închinăm ție. And to also listen to your word. Și să ascultăm cuvântul tău. Speak to our hearts like never before. Vorbește-ne inimilor noastre. Heal every broken heart. Vindecă orice inimă. And give hope to the hopeless. Și dă speranță celor fără speranțe. And make a way out of no way, dear Father. And make way for us. Și deschide tu inimile. In Jesus' name I pray. Ne rugăm în numele lui Isus. Amen. Amen. Today I'm going to preach one of the a subject that we all as Christians deal with, which is called grudge. Această dimineață voi vorbi despre un subiect care ca creștini mereu avem de a face cu el, anume supărările pe alții. Have you ever been in a situation where you entered into a room and you were so happy until you see someone that makes you feel like, what is it? Ați intrat vreodată într-o cameră și erați bucuroși până ați văzut fața cuiva și dintr-o dată s-a schimbat totul? You dressed great. Te-ai îmbrăcat bine. You put all those beautiful smile on your face. Ai pus zâmbetul ăla frumos pe față. You had dream how that whole day is going to be like. Ți-ai imaginat cum va trece ziua. But you happen to see someone or you happen to encounter some situation. Dar ai văzut pe cineva, fața cuiva. That you make completely disaster. Și a schimbat totul într-un dezastru. And you ask yourself, why God, why today? Și te întreb, de ce, Doamne, de ce azi? I prayed to you. I prayed. M-a rugat. I read the Bible. Am citit Biblia. I thought about this. M-am gândit despre aceste lucruri. But this is not the way it is supposed to be going. Dar nu merg cum mi-am plănuit eu. Grudge. Supărarea. Now, what is it to do with us as Christian, as an Adventist, to talk about this? De ce vorbim noi ca adventiști despre aceste lucruri? Because we believe in the second coming of Jesus Christ. Pentru că credem în a doua venire a lui Isus. We believe that soon Jesus will return again. Credem că el va veni din nou de grabă. The clouds will be spread out and behold we will see Jesus eye to eye as Book of Revelation says. El va veni pe nori și vom vedea ochi către ochi cum spune în Apocalipsa. But yet, și totuși, even though we can overcome alcohol, cu toate că putem birui alcoolismul, even though we can overcome cigarette, cu toate că putem birui țigara, even though we can overcome all those
habits that can kill us, cu toate că putem birui acele vicii care ne omoară, but if this thing, if we don't overcome, dacă nu biruim această problemă, the thing called grudge, supărarea, then there is no point calling ourselves as Christians. Atunci nu mai face sens să ne numim creștini. So if you just bear with me for 25 minutes, așa că timp de 25 de minute, we can able to look into this and study on this and leave this place. Vom studia acest lucru și vom pleca altfel. I know we are good at watching football for 40 minutes. Știu că puteți privi fotbal 40 de minute. But please listen to this Indian guy for 25 minutes. Vă rog să mă ascultați pe acest indian 20 de minute. Now the definition for grudge, definiția supărării, it means a strong feeling of anger and dislike for a person or a situation. Sună cam așa, o simțământ puternic de neplăcere față de o situație sau de un individ. Who or which have made us feel treated badly, care în trecut ne-a făcut să ne simțim prost. Or there is another definition, it called a persistent feeling of resentment. Mai este o altă definiție care spune că supărarea este o simțământ persistent de avea pică față de cineva. Especially one person or a situation, special față de o persoană sau o situație, due to some cause such as insult or injury, din cauza unei insulte sau unei unei insulte în trecut. Thank you, brother. I'm really sorry if I'm going fast. I'll try to compose myself and get this through. If you can understand this so-called grudge, it can actually destroy three things that are essential to us. Supărarea poate distruge trei lucruri care sunt foarte importante nouă. If we don't careful about this. Să fim foarte atenți cu supărările. Now you say, pastor, I don't have grudge. Spuneți, pastor, eu nu mă supăr. Peace and love to the unity. Pace, dragoste și unitate. But you see, there are signs that the doctors and the sociologists talk about, the signs of having grudge. Dar psihologii spun că sunt unele semne care le poți vede la un om că el are o supărare. Number one, they say if you have a desire to retaliate someone, primul semn este că dacă ai o dorință de a face revanșa față de cineva. Or a thirst or a hunger to make a revenge. Sau ai o dorință de a te răzbuna. And that means you're holding grudge with someone. Ce asta înseamnă că tu porți pică cuiva? You know the times we said to ourselves, I'm going to show her who I am. Atunci când am spus cuiva, o să-i arăt eu ce pot să fac. You don't play with me, man. Nu te joci așa cu mine. You don't know where I am from. Nu știi de unde am venit. I am a bigger than you. Sunt mai tare decât tine. And the very sense of having the thought of grudge is the sign they say is retaliation or vengeance. Și unul dintre semnele că ai o supărare este dorința aceasta de răzbunare. But don't forget it. God said, "Vengeance is mine," says the Lord in the Bible. Dar nu uitați, Dumnezeu spune, răzbunarea este a mea în Biblie. And number two, the second sign that people say is you won't show any interest to that person or the situation. Al doilea semn este că nu vei arăta niciun fel de interes, să fii, vei avea apatie față de acea persoană sau acea situație. You know, in that circle they say, oh, let us invite that brother or sister, he is a friend of us, and you say, ah, no, I'm good. Știți când cineva spune, hai să-l invităm și pe el aici, iar tu spui, nu, poate pe el nu. And even if they try to do anything to benefit us or benefit the circle, yet because something happened and today we have this sign like, no, I'm not showing any interest. Și cu toate că acea persoană poate încerca să facă și ceva bine, un lucru bun pentru noi, noi totuși rămânem reci față de ea. And sometimes the third sign they say, psychology says, we lose control when that situation or that person name comes up. Un al treilea semn pe care spun psihologii că arată această supărare este că ne pierdem controlul când vedem acea persoană. I was in one of these youth events working.
Lucram la un eveniment de tineret. And I know this particular person who's very bubbly and always jovial, always happy. Și era acolo o persoană care mereu zâmbea, mereu râdea, mereu fericită. And one morning I happened to see that person wake up with grumpy face. Într-o dimineață acea persoană a venit cu o față supărată. No good morning. Nu mi-a spus bună dimineața. No love, no high five. Niciun fel de dragoste nu mi-a arătat, nu mi-a strâns mâna. And I asked the person, what happened to you? Și am întrebat persoana, ce ți s-a întâmplat? Pastor, I happened to see this person on the Snapchat after 5 years. Pastore, am văzut această persoană pe Snapchat după 5 ani. I said, how old are you? Câți ani ai tu, am întrebat. Is it 10 years, 15 years? Am spus, am 15 ani. You are 15 years holding grudge with someone 5 years ago and it still upsets you today. Ai 15 ani și ești supărată pe altă persoană de 5 ani în urmă. And it's the very sign that it says if you are negatively triggered, that means we are holding grudge with someone. Și psihologii spun că dacă ești dacă te superi când vezi acea persoană, ai o supărare față de ea sau de el. But then I thought myself, Lord, if I'm an imperfect person, why should I deal with this situation? Dar m-am gândit, Doamne, dacă eu sunt un om păcătos, de ce măcar să mă încerc să rezolv această problemă? De ce să mă lupt cu ea? But then we read in the Bible that says whenever the Pharisee go and ask God, Jesus, tell us, what does it mean to have eternal life? How can I have an eternal life? Și răspunsul este în Biblie, când farisei sau un cărturar a întrebat pe Iisus, Doamne, ce să fac ca să am viața veșnică? And Jesus says, what is your reading of it? Dumnezeu întreabă, cum citești în Scripturi? And they say, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Și atunci noi știm că cărturarul a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și pe vecinul tău, pe aproapele tău, ca pe tine însuți. And Jesus says, you do this and you will live. Iisus a spus, fă acest lucru și vei avea viața veșnică. But how can we live peacefully and worship God with all our mind, with all our soul, when we have something that we haven't dealt with? Cum putem iubi noi pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, pe aproapele nostru, cu toată puterea noastră, când avem probleme care nu le-am rezolvat? Then when I was studying the Bible, Lord, teach me some lessons. How does this grudge or holding grudge can destroy my life? Și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, învață-mă, te rog, cum poate supărarea să-mi distrugă viața? And I want to leave you with 3 lessons. Și vreau să vă dau 3 gânduri în această dimineață. And how this grudge destroy our life. Cum supărarea poate să ne mănânce, să ne ardă viața pe dinăuntru. Number one, the Bible teaches that grudge can damage the peace that God has for us. În primul rând, Biblia spune că o supărare ne ia pacea care Dumnezeu vrea să ne-o dea. Look at book of Proverbs chapter 29. Deschideți în Proverbe capitolul 29. Verse 22. Cu versetul 22. The Bible says an angry person starts fights. A hot-tempered person commits all kind of sins. Oh, sorry. Okay. Proverbs chapter 29. Yep. Verse 22. Proverbe 29:22. Un om mânios strânește certuri și un furiat face multe păcate. You see, the Philippians chapter 4, I will talk about it, you can read it later, but Philippians chapter 4, when you go home today and when you study the Bible, go through Philippians chapter 4, 6 to 7, we read this beautiful words that says, do not be anxious about anything, but in everything. I'm sorry, brother. I forgot that you studied. Yeah, carry on. Vreau să vă spun că în Filipeni 4 scrie să nu vă îngrijorați de niciun lucru, ci în toate lucrurile aduceți-vă grijile voastre înaintea Domnului. And the Bible says this, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer, petition, with thanksgiving, present your request to God. And the Bible says, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard our heart and your mind in Christ Jesus. Da, Filipeni spune că în momentul în care ne aducem cererile noastre înaintea lui Dumnezeu,
Acolo scrie că pacea lui care întrece orice înțelegere va veni în inimile voastre. And if we want to have the peace of Christ to guard our life and to direct our path, how can we coexist with anger and God in the same room? Dacă vrem să avem pacea lui Dumnezeu, cum putem accepta ideea că am avea o supărare și pe Dumnezeu în aceeași inimă? You see, I understand in this world there is going to be people constantly going to trouble us. În această lume vor fi mereu oameni care supără pe alții. And talk negative about us. Și spun lucruri rele despre alții, despre tine, despre mine. There will be always someone who is, I see sometimes like devil sent people. Uneori chiar crezi că diavolul l-a trimis. To say something that will upset us. Ca să ne spună exact ceva ca să ne supere pe noi. I will share a story with you which my grandma actually shared it with me. Vă voi spune o istorie care mi-a spus-o mie bunica mea. A married couple received a gift which is a donkey. Un cuplu la căsătorie a primit un cadou care era un măgar. You know, the donkey to be used as a transportation and to do various needs can be met. Un măgar poate face multe lucruri. Poate să care unele lucruri, poate să transporteze oameni. And one day this couple took the donkey and walked in the high street in the marketplace. Și într-o zi acest cuplu a luat măgarul și l-a dus la piață. And then some people said, "Oh, look at them, how foolish they are. They can't even ride on the donkey." Și oamenii au spus, ce oameni neînțelepți, nici nu pot măcar să meargă pe măgar. And this couple said, "Yeah, they are right. Okay, let's sit on the donkey and ride." Și oamenii au spus, da, ei au dreptate. Hai să ne urcăm pe el și să mergem pe măgar. Another group of people in the market said, "Oh, look how foolish they are. They're torturing that poor animal." Alt grup din piață au spus, ce oameni răi, torturează acest măgar. And they said, "Oh my God, okay, let's get down, baby. You just sit down and we will walk." Și atunci au dat jos de pe măgar și au spus că măgare, tu stai, noi să mergem lângă tine. And some other market people said, "Oh, look at him. He's so smooth, easy guy. He's letting his woman to be on the donkey and he's walking. He's not man enough." Și apoi alții din piață au spus că acesta nu este un bărbat adevărat. El doar nu se urcă el pe măgar, lasă ca soția să meargă pe măgar și el merge alături. And then the husband said, "You know, wife, you get down, let me sit on the donkey and you walk." Și apoi soțul le-a spus soției, soție, dă-te jos, eu să merg eu sus pe măgar, tu o să mergi lângă mine. And finally at the exit, another supermarket people said, "Oh, look at him, how terrible is he, and the donkey and the wife can walk and he's sitting on it." Și apoi alții din piață au spus că ce om rău, el nu lasă soția să meargă și el stă pe măgar. And people is always going to be there saying something negative about us every day. Oamenii vor spune mereu ceva rău despre noi, oricând. And the worst thing can happen to us when we pick up all those battles and say, "Everyone hates me, the world is hates me," and we cannot have peace in God. Și greșeala noastră este atunci când alegem să luptăm cu aceste vorbe și nu ne pierdem pacea. Read Book of Colossians chapter 3 verse 13. Deschideți în Coloseni capitolul 3. The Bible says, "Make allowance for each other's faults." Biblia spune în Coloseni 3 cu versetul 13, îngăduiți-vă unii pe alții. And forgive anyone who offends you. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Now, ladies and gentlemen, I want to say something to you about this holding grudge. Iubiți frați și surori, vreau să vă spun ceva despre a fi supărat, despre supărare. I don't know who you holding grudge against with. Nu știu față de cine ești supărat, cui porți pică. It might be your partner. Poate fi partenerul tău. Or ex-partner. Sau fostul. Or your own children. Sau poate chiar copiii tăi. Or your parents. Sau părinții tăi. But it is not going to help our Christian journey. Dar nu te ajută în mersul tău, în umblarea ta cu Dumnezeu. We have to learn to forgive and let it go. Trebuie să învățăm să iertăm și să mergem mai departe. I read somewhere, it's so profound. It says that holding grudge is like you drink the poison, expect other person to die. Am citit undeva că când ești supărat pe cineva, e ca și cum ai bea tu o travă și ai aștepta ca el să moară. That's not how life works. Nu, viața nu e așa. We have to learn to forgive. Trebuie să învățăm să iertăm. And if we don't do it,
dacă nu o facem, if I don't do it, dacă nu o fac eu, we can able to bear this problem over and over again while we are trying to find the peace of Jesus in our life. Vom avea, ne va fi greu să găsim pacea lui Isus în viețile noastre cu acest bagaj. I want to share a testimony to you. Vreau să vă spun o istorie. I was in a church. I was actually I left the church when I was 15 years old. I left the church like literally left the church at 15. Când aveam 15 ani, m-am hotărât să nu mai merg la biserică. I said no more church. Nu mai trebuie biserică. And my dad is a pastor. Tatăl meu este pastor. And I said I'm not coming to church anymore. Și am spus nu mai duc la biserică niciodată. But something happened at the age of 19, so after 4 years I started coming back to church. Dar ceva s-a întâmplat și după 4 ani am început din nou să vin la biserică la 19 ani. I was sitting at the back of the church. Stăteam în spatele ultimul rând din biserică. And the church elder approached me and said, "Oh, Jeff, welcome to our church. Happy to see you after a long time." Și presbiterul s-a apropiat de mine și a spus, "Jeff, bine ai venit. Mă bucur să te văd după atâta timp." And I gave him a handshake. I-am strâns mâna. And he gave me a handshake and he said, "Oh, good to have you." Și el mi-a strâns mâna și a spus, "Mă bucur să te văd." And he asked, "What do you do for a living?" M-a întrebat, "Ce job ai?" I said, "I work at McDonald's." Am spus, "Lucrez la McDonald's." He took his hands off. Imediat nu a mai strâns mâna cu mine. And he said, "Oh, you need to pray for your life." A spus că, "Oh, trebuie să te rogi pentru viața ta." How can you work in McDonald's? Cum poți lucrezi la McDonald's? Oh, you need to pray for, brother. Trebuie să te rogi. I said, "You just came with your son and bought a happy meal from me." Eu am spus, numai ce ai venit cu fiul tău câteva ore, nu mi-ai cumpărat mâncare de la mine. But I was so embarrassed that day. Dar am fost atât de insultat în acea zi. I said, "God, I'm not stealing anybody." Am zis, Doamne, eu nu fur. I'm not robbing anyone. Nu iau lucruri nepermise. I'm just working in a cheap place. Dar lucrez într-un loc mai neprestigios. It pays off my shoes. Îmi plătește încălțămintea. And my car bills. Și am bani ca să îmi plătesc mașina. And I was so embarrassed. Și eram atât de rușinat. And I didn't talk to that person for 2 years. Și n-am vorbit cu acea persoană 2 ani. I went back to the same church. M-am întors apoi din nou la aceeași biserică. But this time as a New Bold theology student. Dar de data aceasta eram student la teologie la New Bold. I'm going to preach. M-am dus să predic. Guess who was introducing me? Cine credeți că m-a introducea bisericii? The same person who told me that I need to pray for my life. Aceeași persoană care mi-a spus că trebuie să îmi pun viața în ordine. I preached the sermon. Am predicat predica. I came to him. Și m-am dus la el. I said, "You know, you upset me for 2 years." Am spus, știi, am fost supărat din cauza ta 2 ani. But then he told me. Dar el mi-a spus. His side of story. His side of his story. Mi-a spus partea lui. Mi-a spus partea lui a poveștii. Jeff, ever since you left the church. Jeff, de când n-ai mai venit la biserică. I always wanted to see you doing good. Mereu mi-am dorit binele tău. I want you to study well. Mereu mi-am dorit ca tu să înveți. I want you to be an aspiring young man. Mereu mi-am dorit ca tu să ai aspirații înalte. And it hurted me when I heard you that you're working in McDonald's too. Și m-a durut să aud că încă lucrai la McDonald's. And this is what my story. Și aceasta era povestea mea. Sometimes holding grudge can lose our opportunity to rebuild relationship in church. Uneori, dacă ținem supărările, ne pierdem șansa de a vindeca relațiile între oameni. In the house. În casă. Do you know how many young people are upset with the parents and parents are upset with the children simply because they don't talk to each other? Știți câți părinți sau și câți copii sunt supărați pe părinților și viceversa, din cauza că nu vorbesc? How can we expect them to love God with all their mind, with all their soul, with all our heart, and when we don't love our own children? Cum putem noi să ne așteptăm ca ei să iubească pe Dumnezeu cu toată puterea lor, cu tot sufletul lor, atunci când noi, ca părinți, nu ne iubim copiii? This gospel should help us to run to Jesus, not run away from Jesus. Evanghelia aceasta trebuie să ne spună cum să ne ducem la Isus și nu cum să fugim de El. But sometimes the way we carry ourselves, because something happened years ago, we still carry that lifestyle of holding grudge. Dar uneori, în cauza unui incident de mulți ani în urmă, suntem năpăstuiți mult timp în viitor. I'm not going to take too much time, but I want to finish with one more point. I have two more, but I will finish with one point. Vom termina curând, terminăm cu o altă istorie sau cu o altă idee, un alt gând. You see, the holding grudge is not only lose your peace of mind, but it also damage
the circle that we surround ourselves with. Când ții supărarea în tine, nu doar îți pierzi pacea, dar distruge și cercul care te înconjoară. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. Have you ever been in a situation? Ați fost vreodată într-o situație? Why your husband shouted at you for no reason? Când soțul tău a țipat la tine fără motiv. I don't know why the wife is screaming for no reason. Nu știu de ce soția țipă fără motiv. You ask her, "Hey honey, how are you?" O întreb, dragă, cum ți-a fost ziua? Atash. Tash is the right word? Da. Shut up. Yeah. Yeah. Touch. They say touch. Închide gura. Be quiet. Leave me alone. Lasă-mă în pace. I said, "What happened?" Ce s-a întâmplat? You happened. Tu ai venit. You know, sometimes because we hurt by somebody, we pass the hurt to another person. Uneori din cauza că suntem supărați pe altă persoană, ne răbufnim pe celălalt. They say hurt people hurt others. Ei, așa se spune că cei care sunt răniți rănesc pe alții. But guess who is watching all these things? Dar ghiciți cine privește toate aceste lucruri? Our children in our house. Copiii noștri. I want to share a story with you. Vreau să vă spun o scurtă istorioară. Marius, my beloved brother, knows about this story. Fratele meu Marius știe această istorie. I went to a church and the mother said, "Pastor, speak to my child. He's not coming to church." Când am vizitat o biserică, o mamă mi-a spus, "Pastore, vorbește cu copilul meu, nu mai vine la biserică." I said, "Okay, don't worry. I will take him to Taco Bell. I take her to Taco Bell with other young people. We will have a chat." I-am spus, nu te îngrijora, o voi lua la Taco Bell și vom vorbi. Cum o mai fi mai mulți acolo, într-un cerc mai larg. A Taco Bell is a restaurant, it's not a church. Taco Bell e un restaurant, nu e o biserică. Okay, so we went there, we sat down, we had a chat. Am fost acolo, am mâncat, am discutat. I said, "Hey, your mom said that, you know, you used to come to church, but you don't come to church anymore. What happened?" Și am spus, mama ta a zis că nu mai vii la biserică, ce s-a întâmplat? Yeah, pastor, I don't find it amazing anymore. Pastore, nu mai este interesant acolo deja. It is boring. E plictisitor. I said, "You know what? I'm tired of young people telling me it's boring." Eu i-am spus, atâți tineri îmi spun că e plictisitor. Tell me what do you mean by boring? Spune-mi, te rog, ce ai tu în vedere când spui că e plictisitor acolo? Pastor, my mom is good at giving Bible study. Ea a zis, pastore, mama mea e foarte bună când dă studii biblice. No one can give a Bible study like my mom. Nimeni nu poate să predea cum predă ea. And my dad is a great leader. Și tatăl meu este un lider foarte bun. No one can lead the church like my dad. Nimeni nu poate conduce biserica ca tatăl meu. But when they come home, dar când vin acasă, they are totally different people. Sunt complet diferiți. Now you telling me go to the church that doesn't bring transformation in their character, you telling me to go to the same church to get a transformation? Și tu îmi spui mie să mă duc la o biserică care nu dă transformare mamei și tatălui meu, crezi că eu să fiu transformată dacă merg acolo? Brothers and sisters, let me remind you again. Frați și surori, dați-mi voie să vă aduc aminte. The devil is at war against our church. Satana e la război cu biserica noastră. And all he needs to do is fight with each other and he will be happy. Și tot ce are nevoie el ca să biruie e ca noi să ne luptăm unul cu altul. He doesn't need to destroy our family, we destroy our own family. El nu ne distruge familiile, noi ne le distrugem cu propriile mâini. We don't need to destroy the church, the devil will let us to destroy ourselves. El nu distruge biserica, o lasă ca noi să o distrugem singuri. Read 1 Peter chapter 2 verse 12. Deschideți la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 12. 1 Peter chapter 2 verse 12. 1 Petru 2, cu versetul 12. The Bible says, "Be careful to live properly among your unbelieving neighbors." Acolo spune, "Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor." Then even if they accuse you of doing wrong, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when he judges the world. Prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Think about it, a family and a church that we lead with love and in unity and in peace, the unbelievers will say, "This is a Christian family." Necredincioșii vor spune, aceasta este o familie creștină, aceasta este o biserică creștină, când vor vedea unitate și dragoste. In this church I can go and learn about Jesus. Mă pot duce la acea biserică și să învăț despre Isus. Because they don't just teach love of Jesus.
Pentru că ei nu doar învață dragostea lui Isus. They just don't preach about the love of Jesus. Ei nu doar predică despre dragostea lui Isus. They practice what does it mean to live the love of Jesus. Dar ei chiar pun în practică acest lucru. Church, I want to say something to you. Dragă biserică. You see, the world is really tormenting this whole thing of religion of Christianity in a horrible way. În ziua de azi, lumea necredincioasă încearcă să ia în batjocură biserica în orice fel. And our young people are leaving the church. Și tinerii noștri pleacă din biserică. And parents who are married for 40 years still not settled with love. Și părinți care sunt căsătoriți 40 de ani încă nu au dragoste între ei. There is so much chaos, like a silent cold war, even in our churches. Chiar în bisericile noastre sunt războaie reci. And every time when we stand up and sing, we are marching to Zion. Și de fiecare dată când ne ridicăm și cântăm. And we are going to heaven. Cântări că vom fi în ceruri împreună. I want to ask the question to you today. Vreau să vă întreb. Have you forgiven those people? Ați iertat voi pe cei oameni care cântă lângă voi? For me, this is my philosophy. Aceasta este felul meu de gândire. That I've learned from the Bible. Care l-am învățat din Biblie. The strongest person in the room. Cea mai puternică persoană dintr-o cameră. Is not the one with the genius idea how to retaliate people. Nu e cel care are cea mai bună idee cum să se răzbune. But the stronger person in the room is the one who can able to forgive and move on. Dar persoana cea mai puternică dintr-o cameră este cel care poate ierta și merge mai departe. Forgiveness it doesn't mean I accept all your wrongdoing. Iertarea nu înseamnă că accept tot ce faci tu rău. And forgiveness it doesn't mean I give you right to bully me again or harass me again or abuse me again. Și iertarea nu înseamnă că îți dau dreptul să mă abuzezi din nou, să-ți bagi joc de mine din nou, nu. But forgiveness means God have a desire for my life and a purpose in my life. I'm more focused for him than focusing on your little petty things. Ce înseamnă că Dumnezeu vrea să mă concentrez mai mult asupra vieții care o are el pentru mine decât problemelor care vin în viața mea. And the church, the Bible says, he that is born of God is born of love because God is love. Iar Biblia spune că cel care este născut în el este născut în dragoste pentru că Dumnezeu este dragoste. And the spirit of prophecy says the church becomes stronger when together we represent his character, the character of Jesus. Iar spiritul profetic spune că noi ca biserică creștem mai puternici atunci când reprezentăm caracterul lui înaintea lumii. I want to say a prayer right now. Aș dori să ne rugăm chiar acum. There are many of us. Sorry. You can stand up. Puteți să vă ridicați. Father in heaven. Tată din ceruri. We come to thy presence, dear Lord. Venim în prezența ta. We are tired. Suntem obosiți. Are fighting our own battles. A ne lupta atâta cu propriile lupte. Every one of us are upset with one thing or another. Fiecare dintre noi avem motive să fim supărați. And instead of coming to you and praying to you. Și în loc de a veni la tine și să le aduce ție. We fight with our anger. Noi le ținem în noi. But today we give our life to you, Jesus. Dar astăzi vrem să ne dăm viețile ție. Father, we are without you, we are nothing. Fără tine, Tată, suntem nimic. We ask your presence in our lives. Cerem prezența ta în viețile noastre. Your peace in our mind. Pacea ta în inimile noastre. That guides us and protects us. Condu-ne tu și protejează-ne tu. From all evil. De orice rău. Father, I pray for these members today. Mă rog pentru această biserică azi. There are many of us are holding grudge within ourselves. Poate unii ținem supărări în noi. That we feel upset about ourselves. Și chiar poate suntem supărați pe noi înșine. Because we had expectations. Pentru că am avut unele așteptări. And dreams. Și unele vise. And that many times we have failed. Și de multe ori acestea au eșuat. And we think we don't deserve the God's grace. Și credem că noi nu merităm harul tău. But let them know, dear Lord, that you love them with an everlasting love. Dacă aceștia suntem noi sau dacă aceștia sunt alți oameni, ajută-i să înțeleagă că tu iubești cu dragoste nemărginită. And you have hope for them. Și ai speranță pentru and ei. You have purpose for them. Și ai un scop pentru ei. So Lord, I pray that you heal and protect every single one who's praying right now, dear God.
Tată, mă rog ca tu să vinești pe oricine care stă aici în această biserică azi. I pray for the families, dear Father. Mă rog pentru familiile de aici. Who are sometimes can be upset with each other. Care uneori pot fi supărate unele pe alte. But let them say I'm sorry, I forgive you and I love you and let them embrace the Christ love in one another. Ajută-le să accepte dragostea și unitatea care se găsește în Hristos. I pray for this church, dear God. Mă rog pentru această biserică. Empower us with the Holy Spirit. Întărește-ne tu cu Duhul tău. So that we can bear the fruits of the Spirit and the unbelievers can see that we are true worshippers of Jesus Christ. Ca să putem avea roadele Duhului și cei necredincioși să vadă că suntem ucenicii tăi. And Lord, when your kingdom comes, și când împărăția ta vine, help us to see one another. Ajută-ne atunci să ne vedem acolo unul pe altul. And say hallelujah, we have made it. Și să zicem aleluia, am ajuns. In Jesus name I pray. Amen. În numele lui Iisus. Amen. God bless you. În numele Domnului Iisus, vom închide serviciul divin din această dimineață cu cântarea 439. Aș vrea să duc în lume pacea ta.